V-ați întrebat vreodată de ce e Baymax un partener atât de grozav? Eu sunt Baymax, însoțitorul tău personal. Salut, Hiro! Iată 6 caracteristici cheie ale lui Baymax în modul partener. Numărul 1. Protejează echipa de potențiale pericole. Hei, Gogo! Vorbeai cumva de mine? Fata viselor? Mă ardeau urechile. Arsura indică de obicei infecție. Nu ai nicio infecție, dar glandele ceruminoase produc în exces ceară. Oh, scârbos! Lasă-mi glandele în pace! I-ai zis-o, Baymax! Numărul 2. Te ajută să-ți respecti programul. Și ce treabă ați avut aseară așa târziu? Noi, am fost la muzeu. Hiro, e un memento că ai de făcut un proiect pentru școală, care este 10% terminat. Poftim? Numărul 3. Învață lucruri noi. Ca să înțelegi arta, trebuie să o simți. Oh. Ah, nu. Hai să nu atingem aia. Poate ar trebui să încercăm ceva mai abstract și mai puțin ascuțit. Acest om a avut un accident groaznic. Numărul 4. E acolo când ai nevoie de el. Scuze, mătușa Chies, ai o pătură? Vrei și o pernă la pătură? N-avem nevoie. Numărul 5. Oferă tuturor sfaturi pentru siguranță. Aburul este periculos. Produce arsuri de gradul 3. Asta își și propune armamentul, roboțelule. Asta chiar frige. Numărul 6. E întotdeauna atent la semne de stres. E o prelungire perfectă. Scuze, stai să te așo... Mă îngrijorează strănutul. De asemenea, țipatul.